Primul venit, primul servit. În felul acesta au fost distribuite biletele de tratament refuzate de titularii de drept în stațiunile balneare. Temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă nu i-au împiedicat pe bătrân să se calce în picioare în fața ghișeelor. Pensionarii au venit la casa de pensii de la primele ore ale dimineții și mulți dintre ei s-au postat în fața instituției chiar înainte de începerea programului de lucru. De cât timp așteptați? La dimineața, așa. La dimineața, așa. Și ce v-au spus cei de la ghișeu? Pe la rând. Unde mergeți? La Olănești. La Olănești? Și ați venit pentru redistribuire? Sau da, da, pentru redistribuire. Dacă n-am fost trecut pe liste la început, acum iau unde este. Și credeți că veți prinde? Deocamdată sunt anunțat că pensie. De cât timp așteptați? De la jumătate, nu, fără ceva. Să veni de la Bodinești. Și n-a avut să-i cu ce veni mai de noapte. Da, a spus că nu mai are la Bogura. Au fost redistribuite peste 70 de bilete de tratament refuzate de titulari, mult mai puține în raport cu numărul mare de doritori. Astăzi redistribuim biletele seriei a noua. Avem 76 de bilete spre redistribuire. Cele mai multe bilete le-am avut la Bala, 19 bilete. Următoarele au fost la Olănești, 18, Govora, 18. Urmând ca la celelalte stațiuni mai mici și biletele rămase să fie mai puține, pentru că și numărul alocărilor au fost mai puține. Ceea ce e important de menționat e faptul că nu am avut bilete rămase la Herculane, Felix și Litoral, bineînțeles, Covasna, de asemenea. Sunt trei stațiuni foarte solicitate și, în general, cei care primesc bilete vin și le ridică. Chiar dacă puteau să completeze cererile și să aștepte răspunsul la domiciliu prin telefon sau chiar prin e-mail, pensionarii au preferat ca în fiecare an cozile.